Noi am izolat unitatea față absolut de orice fel de intrare și ieșire. Singurele puncte de tranzit care sunt pentru personal care intră și care iese din turele. Aceste ture s-au fixat în funcție de ordonanța de urgență numărul 8, în legătură cu izolarea la locul de muncă și izolarea profilactică la domiciliu. Am făcut două echipe, din asistente și infirmiere, care lucrează în cele două ture de 14 zile. Unele sunt, o tură este izolată în unitate, iar cealaltă este izolată în profilactic la domiciliu. Tranzitul pe uși și pe astea este practic interzis, iar singurele lucruri care se pot tranzita pe aici sunt anumite alimente pentru persoanele internate care trec prin această lampă de ultraviolete și ele sunt sterilizate timp de 2 ore, după care se ajung la pacienți pe secție. În rest, practic, această unitate este practic închisă. Ce se internează? Se internează nu numai cu testele RT-PCR-ul făcute, da? Deci astea sunt obligatorii.